Ministrul Sănătății a publicat vineri pe pagina oficială de Facebook un grafic care conține recomandări cu privire la ce trebuie să facă persoanele care prezintă simptome specifice infectării cu COVID, respectiv febră, tuse, oboseală, pierderea mirosului sau gustului, dureri de gât și de cap și dureri musculare. Cine are astfel de simptome ar trebui să se testeze la un laborator, la medicul de familie sau la farmacie. Dacă testul este negativ, se face o retestare cu test RT-PCR. Dacă testul este pozitiv și persoana are simptome ușoare și cel mult un factor de risc, va rămâne sub observația medicului de familie și va primi tratamentul ambulatoriu până la însănătoșire. Dacă simptomele sunt ușoare sau medii, dar există cel puțin doi factori de risc, persoana infectată va fi trimisă pentru consultație și tratament la un centru de evaluare, după care va primi tratamentul ambulatoriu până la însănătoșire. Dacă sunt simptome agravate, atunci se impune spitalizarea pentru tratament de specialitate.